Tot mai mulți gorjeni ajung în incapacitate de plată a creditelor și datoriilor față de bugetul statului, trezindu-se astfel în ipostaza nefericită a unei executări silite. Sute de case și apartamente din Gorj sunt scoase la licitație pe site-urile băncilor, acestea provenind din executări silite pentru neplată. În Gorj, cele mai multe imobile sunt scoase de BCR, 10 case și 9 apartamente, Raiffeisen, 5 case și 9 apartamente, BRD, 3 case și 4 apartamente. Pe portalul executări.com găsim alte 6 case și 5 apartamente scoase la vânzare. Prețurile pornesc de la 25.000 de lei în cazul apartamentelor și pot ajunge până la 500.000 de lei prețul unei vile scoase la licitație de bănci. În multe cazuri, prețurile sunt adevărate chilipiruri pentru vânătorii de afaceri imobiliare. Alte sute de bunuri mobile, precum autoturisme sau aparatură, sunt vândute de bănci sau de birourile de executări silite pentru recuperarea debitelor restante. Direcția de impozite și taxe Târgu Jiu are puse sub sechestru 8 bunuri mobile și imobile care vor fi scoase la licitație în cazul în care proprietarii nu își achită impozitele și taxele.